An agricol extrem de greu pentru agricultorii giurgiuveni. Seceta extremă din această vară le-a dat toate planurile peste cap. S-au pierdut bani mulți, investiți în semănat, arat și erbicidat, bani ce nu mai pot fi recuperați nici măcar după încasarea ajutoarelor de la stat pentru culturile calamitate. Porumbul, floarea soarelui și chiar rapița au fost compromis aproape total pe ogoarele din județ, cantitățile recoltate fiind la jumătate față de anul trecut. La grâu s-a înregistrat o producție medie la nivel de județ de 2600 kg la hectar, la orz 2700 kg grâu la hectar. Porumbul, care a fost cel mai afectat, înregistrăm o producție medie de 2400 kg boabe la hectar. Floarea soarelui de asemenea este mult sub media de anului 2011, înregistrăm 1260 de kg floarea soarelui la hectar. Cultura de rapiță am avut înființat în 2011 15.000 de hectare, au rămas în cultură 5.000 de hectare la recoltare. Tot diferența a fost întoarsă și s-au cultivat alte culturi. Campania agricolă de toamnă începe și ea sub semnul secetei, însă, cu toate acestea, situația de pe teren se prezintă bine. Cel puțin așa susțin reprezentanții Direcției Agricole Giurgiu. Lucrările de însămânțări se desfășoară, da, totuși într-un ritm destul de bun, chiar dacă seceta persistă și nu au fost precipitații în județ. S-au semănat până la această dată rapiță pe 13.000 de hectare, orz, orzoaică pe 3.500 de hectare. Sunt lucrări de pregătire a terenului pe o suprafață de 115.000 de hectare, urmând ca să se desfășoare în continuare lucrările de semănat la orz, orzoaică și după 1 octombrie să înceapă semănatul și la grâul de toamnă.